Bună, prietene, am revenit. Am revenit la bucătărie. Stai numai puțin să aranjăm telefonul. Nu se vede așa bine? Să vede? Eu zic că se vede, prieteni. Și ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic că am mers la biserică, acum am venit. Și trebuie să facem niște ouă. Să boxim ouă, pentru că e sărbătoarea înălțarea și acum... Acum să mai vroșesc ouă o singură dată. Vroșim niște ouă. Dar uitați câte avem aici. Le-am cumpărat patoana de la o femeie, într-un bidon. Sunt vreo 50 de ouă. Noi facem 4-7-8-10. Facem mai multe. Copiii mănâncă ouă roșii. Facem vreo 30. Facem 30 de ouă, să mănâncă toți, toată lumea. Ăsta este spate, schimbăm. Să vedem la o parte să le păstrăm. Poate facem ceva dulce. Ne ajunge 30 de ouă, le spălăm. Le punem aici pe ragaz, nu știu dacă se vede ăsta tuciu pe ragaz, le punem la fel. Leonardo! Leonardo! Ia vino! Ia vino la bunica! Hai, vino aici așa în capăt aici. Nu mișca masa telefonul, vino aici. Leonardo! Hai, zi bună, nu mișca masa. Ce faci aici? Zi bună la prieteni! Vopsești omule! Da, dar zi bună la prieteni întâi, bună! Bună, prieteni! Vă iubesc, zi! Iubesc. Hai, pupă-i, cum pui pupiul prietenii tu? Poate nu avem, dar hai nu să avem... spălăm ouăle și îi băgăm aici, așa. Dar nu avem mănuși. Lasă! Eu spăl ouăle, dar tu vorbești cu prietenii. O vom să, dar tu nu vorbești cu ei. Dar nu mișca telefonul. Da. Vedeți aici. Facem. Nu mișca telefonul. Ce ai mai făcut tu? Papa, boxem ouăle. Boxem ouăle, hai. De ce? Așa e de sărbătoare în înălțarea și trebuie vouă oftite. Acum se mai boxește, o singură dată, nu mai se mănâncă o boxite, numai până de Paști. Cum vine Paștele, așa. Cum vine Paștele? Oho, mai e! Papa, fă și o fără mănânc. Lasă că o faci, dar vorbește cu prietenii până spălă. Uitați, prieteni, una, două, trei, patru, cinci. Și să nu fie? Da. Păi de unde știi? Păi tu de ce ești mare așa? 10, 15, 8, 9, 10, 15, 15. Păi tu ești mare și eu nu știu? 9, 10, 15, 4. 40. Leonardo? Vorbește cu ei. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Ai mănânce numele sac? Unde sunt mănușile? Care, băbă? Mănușile! Uite, băbă, îmi scap aghidașa. Aghidașa, aoleu, cine ți-a băgat așa? Să deschide posta care se închide. Stai, stai să primi ouăle la fel, mă. Ce am primit eu de la un colet de la un prieten al meu. Păi nu nu-mi prindeți. Bă, da. Nu că trebuie telefonul tot. Uitați. Așa? Ce vedeți? Păi nu că spargi telefonul, unde-i lumina? Nu să pui mâna bine pe cameră, Leonardo. Lumină! Uite așa. Și ce ai primit?
Uitați! Nu, bicicleta am primit de la un coleg al meu. Lasă-l cocoș, te lasă cocoș. Uitați ce am primit. Închid! Închid! Da, închide. Ce? Închide. De ce? Hai că te-ai primit jocul. Din garaj, prieteni. Ai scos-o din garaj? Hai, dar nu stă în soare. Le pui la fier, dacă mama mă, nu? 30 ajunge. Mamă, atâtea ouă. Să mâncăm lumină toți. De-aia cumpărat 50 patrona le-a cumpărat. Mie nu-mi place să mi se spun că le-am cumpărat eu. Doar că fac o filmare pe ele, că le voxez. Nu trebuie să fac o filmare pe ele. Că le fac. Am venit și eu frumos, liniștită, de la biserică. A ta lume era. Am măcar să țin așa cu ziucală. E ultima dată când se mai mănâncă o roșie, nu? E ultima dată, da. După aceea se mai mănâncă de pas. Ce? O să trepați și vă steaua de timp. Avem noi carnele alea, să vedem ce vrea să facă grătar, dar ăla să mai trebuie. Mai pe răcoare, mamă. Face o mori ca să le rostească. Ce ai făcut? Pe cine vrei de acolo jos? Pe pisica. Vrei pisica? Scoală-te că te murdărești. Nu stă, mami, pisica, s-o prins tu. Hai aici, la bunica. Hai, da, Leonardo. Păi nu stă pisica s-o prindem, e frică de noi. De ce? E frică să nu batem. Nu o batem. Păi știm noi că nu o batem, dar ei e frică. Hai, da. Dar de ce? Mai bine plimbă-te. Unde ți-e tractorul? În casă aduc. Îl aduc din casă? Uite, lua bicicleta lui David. De ce? Uite ce lua bicicleta lui David. Că nu am cam ce să mă plimb. Vai de mine, păi nu ți-a luat doamna Lucica tractorul. Uite că mi-a stricat. Nu l-a stricat, mă duc să-l aduc din casă, hai. Prin bala asta, așa e, vine vorba la mine, că n-avem mamă. Tot cumpăr mă mâni și tot mâna. Ia, mă mânge. Ui, gata, deja mă mânge, vezi? Mă mânge pe mâini și... și să ia cam greu, asta. Ai pus oțet? Pun după aia. Păi, de ce mă făcui pe mâna? Și trebuie să mergi la mâna, uite. Da, păi aveam o forfecuță, mamă, să nu te mai mungești. Unde e? Aveam un urs, bine. Avem foarte pești în casă, una mai mare. Aveam un urs, dar nu știu cine le ia. E cineva care le ia. Stai puțin. Care mi-a aruncat lucrurile. Mi-a luat dischetele de demachia, mi-a luat urma. Era forfecuță aici. Unde am găsit-o seara? Cine ia lucrurile? Ia zi. Leonardo ia tot. De. Plecăm casa acum. Nu mai mă duc în casă să iau forfecuța, eu trebuie să fac ouăle ăștia și trebuie să merg undeva. Și aia mă lăbesc. Dacă ele las pe foc și îmi dai ele, pe vă dăm în vopțea, pe clofer, mă dă mai tare asta. Și ce mănâncă copiii, vedem. Nu facem grătarul acum, hai, pentru că o să doarme, nu știu dacă facem grătar, dacă nu facem tot în direct. Dacă faci gata, trebuie călbun, trebuie mai mult. Păi de seară, nu acum. Nu știu. Mai pe răcoare. O să mâncăm, mâncăm. Încălzim supa mea, că băgai la frigidera seară. Nu vrea mânca din ea. Câte plicuri ai băgat? Câte am băgat? Am pus 30 de ouă și am pus 3 plicuri. 5. Da, uite ce m-am făcut. 5 plicuri? 5 plicuri, n-am mai măsurat nimic cum nu ești. Uite, a sărit și pe aici. Mai e oțet. Mai e.
Leon a văzut să nu casă, cred că să mai mi-a spus de ceva pe acolo. Se puneau 5 linguri la un plic. Dar pune acum cât pui? Mai măsură? Nu, mai pune. Dacă nu e apa măsurată, nu-i nimic. Da. Nu mai măsură. Pune mama la ochi așa. Oricum. Mai pune, mai pune. Destul. Dar să găsi cum nu știu, cred că da. Habar n-am nimic. Pune-mă aici să mergem pe tașa pe la gază, ce pun eu în foc. Seama după aia, oprim și băgăm ouă. După ce, când sunt ele fierte. Eu să mă acolo în foc. Și asta, să fac, păi și... Deci, ce fierte, vii să facem ceva după aia, ce mă încă. Fier cartofi. Lasă, mai bine îl întrebăm pe el. Ce vrea. Mai bine îl întreb. Hai că revenim, nu mai trebuie. Am revenit, am mutat ouăle și acum ce trebuie un cotoare. Da, pentru copii. Vine copii, cotoare, cocosul, alarma ca au luat vremile lui. Uite, da! Ce țipă! Dar nu să-mi opresc. Găinile lui amândouă. Amândouă iubitele lui. Păi nevasta lui a murit, săraca. A murit și nimeni nu-i pasă de ea. Da. N-am văzut odată că suferă de cauza ei. Odată. Vezi cum e bărbatul. Umblă cu iubitele lui acum pe la poartă, le mândouă. Da. Și pe ea a uitat. Nu și-a dus aminte de ea mâncare. Da. Parcă Nina e existat că Nina aia avea ca lui. Săraca găină. Dar s-a împreună amândoi. Săraca găină. Eu cred că de gelozie a murit. Păi dai seama. De când au apărut găinile... S-a supărat în fiecare zi stătea acolo două, până a făcut asta... Păi da, de când au apărut găinile astea două, de atunci. A clăpat din bani. Asta sunt bărbați, ce le pasă? Ia uite cum țipă. Nu le pasă de nimic, doar... Când e femeia în lavă, când are ceva numai, nu mai ești bună atunci, gata. Da. Când ești bună și faci treabă și toate ea, gata, ești bună, după aia nu mai e. Nu mă interesează pe nimeni. Dar așa sunt ei, toți. Că dacă mai sunt afară și pe ei. Dar ce firmă ori e aici, dacă nu se pare? Nu știu. E bărbat, ce nu știu. Poate ce. Cine e mai spate o firmă de lângă? Ce lumină e aici? Patrona. Să mă stăm o țină rânduță, sărată. Pentru ea a scos-o, dar e sărată, eu nu știu cum poate să mănânce. Nu mănânc, asta e prea sărată și uscată, rău. E rău sărată, dinți, deci nu poți să mănânci deloc. Rău dinți în ea. Nu prea să vede așa bine aici, că nu vei cu de-a pinte, a? Las că se vede. Se vede? Gata, cocosul, e gata. Altă te-a urmă, oameni. Uitați-l cum umblă cu o iubită după el. O scoate la plimbare, mama, acum, cred. O scoate, pe aia nu vreau să o ia. Pe aia nu o scotea, săraca. Mai bună asta. Aia se plimba după el, îl căuta pe stradă. Și uite pe asta cum o plimbă. Aia e mai bună. Aia era de lucru, veche. Uite, o scoate afară la poartă. Dar n-am mai văzut cocoș mai deștept ca ăsta. Dar de pui mei că sunt deștepți. Ai mai văzut pui deștept așa? Nu. Le-am mutat căsuța o singură dată, le-am arătat unde ești, să duc seara acolo. Iasă singur, să bagă acolo seara. Seara-i văzut și acolo. Sunt deștepți cum e Leonardo. Și cocoșul lui, și pui, și găinile sunt ca el. Cum e Leonardo? Cum e Leonardo? Păi ce e Leonardo, Doamne? Că mi-a aruncat toate lucrurile. Dar Leonardo ține la animăluțe, la pui, la cocoș, dar Alex când era mic nu-i păsa de pui. Cum avea Leonardo alea trei rațe? Trei sau patru? Patru erau.
Și am stat toată vara mai mult singur acasă. Da. Eram plecat la București, am stat cam toată vara cu probleme atunci când eram. Cursul, da. Am stat singur, am primit. Când mai veneam acasă, când veneam la tribunal, am semnat. Veneam la... Nu la semnat, veneam la Severin, aveam o dată pe săptămână cu dosarul la clientul. De făceam niște ore de la cum să mă confort, nu știu cum, să învăț. Veneam acasă, da, abia așa cum stăteam eu un pic, le mai curățam și lor acolo. Avea și Leonardo patru rații. Făceau tot mizerie, bună, rații de fapt mizerie. Păi da, și eram pe casă. Și cum venea săraca mama? Venea pe jos. Venea, deschidea poarta, ne vedea să mănânce, le cumpăra de alea. Concentrate, venea ea și cu tata. Da. Să dea la rațele lui Leonardo acasă să mănânce. Păi da, că aveam un grijă, ducea Leonardo să le ducem la București cu trenul și pe ele în loc cu tine. Da, să le punem deasupra de tren. Să le ducem și pe ele acolo. Am stat cam toată vara, tu nu aveam fond de ei, tu nu aveam nici leu, nimeni. Da. Am stat numai acolo. Am chinuit, ne-a ieșit cu trenurile, cu și cu copii și tot. A fost greu. Toată vara am petrecut acolo. Nu se uită tot ce treci. Când ne aducem aminte, iar nu tai cuțitul ăsta. Păi eu am văzut că poate una că era cu sedile, că era cu sedile, toate acolo. Nu știu. N-am văzut. O să vină iar sâmbătă, duminică, iar petrecerea la șatră. Știi ce te așteaptă? Nu, știu. Știi? Aha. Eu vreau să văd ce fac alți pe cei sărbătoare mari. Da. Aici, aleg. Mai trebuie să mă duc la sală, lumină. Că după aia mine nu știu ce se întâmplă. Da, care e ăla? Alex. Mi se pare că e Leonardo, nu e Alex. Alexe. Leonardo e. Uite, Alex, nu știu. Da, stai. Alex, ce mă pierduși? Da, mami. Ce vrei? Fete, hai să-ți aduc eu imediat. Vezi cum ai din braț. Zici că știe unde. Prieten, hai că revenim după să... Da, știe unde sunt. Să-i dau hăinuțe lui Alex. Am băgat ouă. Dar am băgat pe toate. Nu mai e cum e de pasă bașă cu închis acum, nu? Da. Le-am pus pe toate așa de care să mă oprim la gând. A dat clocot. A dat pe mine. Am făcut salata asta la copii. Un pic așa de mănâncă. Alex, de ce nu ascultă? Ce vrea să-i facă cineva? Ce? Nu știu, lasă. Am zis cu două limbă, dar e vreo să amestecă cu două păpulițe. Ia cum am venit. Alex! Uite, gata mâncarea. Hai, Alex, la masă, mănânci. Hai, Leonardo, și tu? Da, mă. Hai, Daria. Ce mă, mă, are chemă de mâine în cap, știi? Nu, are fixativ acum. Are, da. Dar știi ce-a văzut că a pus că știu, mi-a spus. Și cartofi. Cartofi nu mai, mami. Pe fiecare zi numai cartofi, cartofi. Uite-te aici la cameră, mama. Poate multe ouăle roșii acum. Acum poate ouăle, Leonardo. Alex, tu stai și tu mai aproape. Te mănâncă. Hai, da, hai, da. Ne cântă răzutarul la masă. Tu ce faci, Alexuțu? Mami, vreau un Lamborghini. Da. Prieteni, să-l urmăriți pe Alexuțu, Alex de la Strehaia, să vă abonați la contul lui și astăzi are un video de postat. Și să vă abonați și la Croston. Croston.
Acum te mănânc să stai părul. De ce? Dacă n-au pe înțelepanul. Ce de ce mai supără pe tine? Lumina. Tot lumina supără pe el. Cu ce te-a supărat lumina? Cu o treabă. Cu o treabă? Cu o treabă. Cu o treabă. Nu mai vine Georgiana. Ba da. Vrea ca să și închipuie că asta ce e așa uscat, zice Leonardo, că e șorici. Da. Lasă vezi ce-a spus Leonardo. Șorici ăștia. Șorici, da. La porci. Dar ce pâine asta? E prea moale, asta nici nu se taie cu cuțitul. Mhm. Doamne, asta e prea de tot. Lasă așa moale. Cu ce mai pun-o cu mâna? Păi. Asta e. Mă, nu te ocupi ăștia pâinile, mai e pâine tăiată și nu mă întâlnă. Hai că după aia trebuie să-mi scoși și omule. Mai lasă. Stai, Leona, nu mai bate. Ce scum idee. A văzut. Cine ai împicat? Nu știu. E mai cum idee cu filul ca mea. Îndepta furculița, ai văzut? Ai văzut că nu îndepta? Nu mi-am văzut cu ea că era... De unde are copilul tata minte așa de știu? Cum e și cocoșul. Cocoșul lui care are două iubite. Ai văzut, Leonardo, ce are cocoșul tău? Auzi, mami, îți auzi, găina aia neagră a murit. Da, mami, a murit. Porumbata. 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 Alex, vine Crăciunul. Crăciun fericit, Alex. Când vine? Acum. De ce? Nu stai bine cu scoala. Stai cu scoala. Mami! Asta cum am că... Mami! Știi că am urcat ciunea la Davinul Dau? Hai că revenim. Te pune lui Alex. Pune. La prieteni am scos ouăle. Și cam atât a fost. Bun, vă mulțumim că ne-ați urmărit pe contul Soacru Meleaca de la Stehaia. Vă rog să vă abonați la contul Ursul și Familia, Alex de la Stehaia, Anca de la Stehaia și toți de la Stehaia. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Pa!